Revenim spectaculos, domnilor și domnilor, și abordăm subiectul dramatic al scandalului violării protestatarei vedetă. Luis Lazarus intervine, domnilor și domnilor, este alături de noi și face mărturii cu tremurătoare în această seară, fix de la atacul pe care îl reclamă Amalia Belantoni, de altfel și ea aflată în direct într-o legătură cu noi. Bună seara, Amalia! Bună seara, Luis! Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara tuturor! Între timp, alte trei femei au fost bătute, iar agenții au și fost săltați. Se pregătește un protest fără precedent la guvern, generat de țeapa benzinei pe care o iau toți românii. Veți vedea și care este marea putere care vrea să ne ia uleiul și cerealele. Ministrul de profil s-a opus, procurorii DNA l-au executat scurt și fără somați. Avem dezvăluiri înspăimântătoare despre înstrăinarea rezervelor strategice de alimente ale românilor. Și informație de ultimă oră, prințul capturat îl amenință pe Băsescu. Comentăm evident și mizeria manipulărilor neomarxiste cu faimosul virus COVID și citesc, domnilor și domnilor, cum am fost învățat. Toți am fost infectați, dar nu am spus. Veți vedea cine face grava afirmație. Între timp, variola maimuței ia amploare la București, iar guvernul anunță măsuri de urgență. Iar Oana Zăvoranu a ajuns în dita mai scandalul cu procurorii DNA și chiar în instanță de judecată. Cu ce ar fi prins-o procurorii pe faimoasa vedetă, domnilor și domnilor, și cine este denunțătorul care a distrus-o, aflați în această seară. Eu vă voi prezenta și fețele nevăzute ale României, două reportaje absolut impresionante. Până atunci însă Breaking News. Noi imagini de ultimă oră, domnilor și domnilor, și informații de la accidentul de circulație de lângă capitala României. 12 victime până la momentul precedentei intervenții. Înțeleg că până la urmă ar fi 11, cel puțin din informațiile care îmi parvin acum. Mai multe știe oricum Dana Cuțăr. Bună seara, Dana! Bun găsit! Așa este, a fost plan roșu la Butimanu în urmă cu câteva zeci de minute, și asta după ce un microbuz și un autoturist s-au ciocnit frontal în urma impactului violent. Iată, au rezultat 11 victime, una dintre ele rămasă încarcerată în microbuz. La fața locului au intervenit pompierii de la descarcerare pentru a extrage victima, dar și medicii de la ambulanțele SMURD și SAJ, inclusiv din capitală, pentru că erau foarte multe victime, și a fost solicitată inclusiv intervenția elicopterului SMURD. Toate victimele au fost stabilizate, erau conștiente și cooperante, însă prezentau diferite politraumatisme, motiv pentru care au plecat cu toți cei implicați în acest accident la spitalele din capitală. La fața locului sunt în acest moment polițiștii rutieri din Dâmbovița, care efectuează cercetarea pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, iar șoferul vinovat se va alege cu dosar penal. Mulțumesc mult, bine că, slavă Domnului, cel puțin până în momentul ăsta nu există decese. Domnul Ion, aș veniți de acolo, repet, puteți să mă lămuriți pe mine cum au putut să facă oamenii aia doi mașinile la varză? Totuși nu e pe circuit de Formula 1 în care s-o fi luat unul pe contrasens. Nu, și dacă pe drumul și ăsta... niciun trafic atât de lejer în zonă. Pe drumul ăsta, din păcate, au foarte des loc accidente și accidente destul de grave. Și asta cred că știe și poliția rutieră. Asta mă surprinde pe mine, lipsa de acțiuni care să aibă ca scop prevenția ale poliției rutiere din România. În general, poliția știe să stea cu radarul, să fie bucuroasă că te-a prins în localitate cu 73. Prevenție niciodată nu fac. Drumul ăsta este extrem de aglomerat, este extrem de prost, ori de câte ori s-ar asfalta, se strică instant pentru că este un trafic infernal de camioane, tiruri și așa mai departe. Tot traficul greu este pe acest drum. Se strică asfaltul ăla și se fac tot felul de... Evident, se fac tot felul de denivelări. Știm că în România de 30 de ani drumurile astea importante trebuie să treacă prin mijlocul satelor. Și mai este o problemă. Este extrem de aglomerat pentru că sunt foarte mulți oameni din județul Prahova și Dâmbovița care lucrează în București. Da. Și pleacă acasă cu astfel de microbuze. Vin de acasă, extrem acasă. De multe. Oamenii aia, și șoferii și oamenii din microbuz, se grăbesc. Vor să ajungă repede acasă. Evident. Se conduce imprudent.
Eu personal, dacă am văzut poliția rutieră mereu tot face propuneri la schimbarea codului rutier și așa mai departe, n-ar putea în loc să vină cu din alea de mecanică, dacă se strică mașina, ce faci? Că acum și la test trebuie să, da. Când ai de carnet, te întreabă ce să faci. Mă uit ca prostul, că oricum nu știu să-i fac nimic. N-ar putea să oblige, de exemplu, șoferii mașini mari, de, șoferii de microbuze, 8 plus 1 sau mai multe locuri, să facă cursuri de șofat defensiv? Pentru că în România, din păcate, nimeni nu conduce așa. Tot se crește Schumacher, și nu numai pe drumul ăsta, pe drumurile din România. În România e cel mai obositor să conduci, pentru că trebuie să fii atent la alții, din păcate. Da. De la Bacău la București, 350 de kilometri, sunt mult mai obositor decât Viena-Paris, 2000 de kilometri, 3000. Pentru că, din păcate, nimeni nu conduce defensiv în România și, repet, instituțiile statului nu fac prevenție, nicăieri. Ei știu doar să stea cu radarul ăsta, repet, poliția a ajuns ultima la accidentul ăsta, da? A venit la 20 minute, era toată lumea, smurt, salvare, elicopter, toată lumea era acolo, a venit și poliția. E, mi se pare o mare, mare problemă. O fi ocupat să-l caute pe asasinul omului de la Arad, un an de zile. E, da, sau domnul cu anunțul ăla de la... Mulțumesc mult, domnul Ionaș, Breaking News. Și acum subiectul subiectelor, domnilor și domnilor, Amalia Belantoni, aflat într-o legătură directă cu noi, reclamă că în timpul unei acțiuni de salvare, ca să zic așa, corectează-mă Amalia dacă greșesc, a unui tânăr internat cu forța de părinții săi la spitalul de boli neuropsihice, sper că am zis corect, Alexandru Obregia, sper că așa se numește, că nu mai știu niciodată câte s-a spart spitalul nou, ar fi suferit o tentativă de viol din partea unuia dintre agenții de pază ai unei firme angajate să păzească respectivul stabiliment medical. În ce stadiu sunteți, Amalia, și rog și pe Luis să intervine, v-am văzut împreună, v-am văzut câteva zile acolo, am văzut ce reclamă. Poți să mă rămânești pe mine exact ce s-a întâmplat în povestea asta și până la urmă pe cine reclam tu și care a fost atitudinea autorității statului? Aș vrea totuși să încep cu o chestiune. Nu uitați că instituțiile gen spital, pompieri, poliție, salvare sunt plătite din bani publici. Adică eu, Vasilica, care mă chinui acolo și spăl vase, am o taxă pe care o plătesc statului, astfel încât când voi avea nevoie să mă apere și pe mine cineva. În momentul în care eu mă duc într-o instituție publică, publică, tuturor, deschisă tuturor, să reclam faptul că acolo se află un individ în vârstă de 36 de ani, care, prin diverse tipuri, nu vreau să spun acum, să aduc aminte de șpaga dată doctorilor, nu vreau să spun aminte de, de tot ceea ce înseamnă aceste abuzuri care se fac. Da, asta voi face ulterior, pentru că voi cere o anchetă cum a declarat un doctor că acest băiat este de internat la spitalul. Nici nu mai știu cum să-i spun, ca să nu jignesc pe cineva. Care-i legătura ta cu băiatul ăsta? Director și doamne directoare. Bun, care-i legătura ta cu băiatul ăsta și de ce te-ai dus să-l scoți din spital și să-l întâmpla mai departe? Ca să o luăm pas cu pas, cum ne-a învățat președintele României. Da, legătura foarte strânsă este că acest băiat, în vârstă de 36 de ani, epileptic, care trebuie să ia o medicație, care se află în grija, evident, sub o indemnizație plătită de către statul român, a părinților lui, niște săteni din satul Măriuță, dar care locuiesc aici, în clădirea noastră, într-o încăpere, îl dau afară, îl bat, nu-i dau de mâncare, nu-i dau medicamente, ceea ce... Eu, din nefericire, ca și o mamă bună, și știți, facem parte într-o familie siciliană, primim pe toată lumea și avem grijă de toți ca o familie mare ce suntem. Acest băiat stă la mine, mănâncă, bea, avem grijă de el, îl luăm cu noi, peste tot, ne ducem la fermă, în afară, înăuntru. E, problema a intervenit în momentul în care acest băiat a avut o criză de epilepsie și eu, ca fost personal aviatic, nu îmi permit să fac niciun fel de manevră, să subministrez niciun fel de medicamente, pentru că nu am această pregătire. Chemând ambulanța, el este dus la spitalul Colentina, la camera de gardă, pentru a-i se da o nouă rețetă, astfel încât să aibă și el la purtător aceste medicamente, pentru că însăși doamna doctor care a fost de la ambulanță a chemat poliția ca să le spună părinților să coboare și să-i aducă medicația necesară, pentru că acest individ, nu spun copil, pentru că este 36 de ani, despre un om, un adult, un bărbat,
nu avea medicația luată. Păi, exact. Femeia aceasta, mama lui de naștere, a venit și a spus, eu vreau să-l internez. Ceea ce se întâmplă este că eu m-am simțit responsabilă și i-am spus, du-te la spital cu doamna doctor la ambulanță, astfel încât să ți se dea o nouă rețetă, să putem să avem și noi medicamentele, să știm că le iei la timp. Pe Șustache, părinții se duc la camera de gardă și evident acolo se întâmplă ceva. Bun. Și el este trimis de urgență la spitalul numărul cât nou, este nouă, doctor Oprecea, și rămâne acolo închis. Așa, păi da, că astăzi am fost, s-au deranjat deci oamenii pentru că se numește, nu mai se numește spitalul nou. În momentul în care am ajuns acolo la camera, dându-i telefon, el îmi spune, mamă, pentru că îmi spunea mamă, așa, mamă, ăștia, făcând referință la părinții lui, au venit aici și mă iau cu salvarea. Eu zic, salvarea nu este taxiul, deci nu te aduc acasă. Și momentul 2, cineva i-a spus pe telefon, am convorbire înregistrată, voi depune și vouă, ia dă-mă telefonul ăsta. Am luat pe soțul, ne-am urcat în mașină, ne-am dus la Colentina, la Colentina ni s-a spus că a fost dus de urgentă la Obregea. Când am ajuns acolo, a fost exact momentul când a fost descărcat din ambulanță ca un sac de cartofi, de mâini prins din toate felurile și țipa, ajutor, 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 mamă, pentru că el mă văzuse. Eu am intrat în incinta camerei de gardă de acolo, de la spitalul Obregea, și vroiam să vorbesc cu un medic, cu persoanele care erau acolo, este un abuz ceea ce se face, pentru că el nu are o sentință judecătorească. Stai un pic, cum ai, în cazul ea amplu și nu avem timp să dezbatem. Cum ajung? Păi, cum ai ajuns la paznicul și la tentativa de viol? Așa, pe care Păi domnul acela de 2 metri și jumătate, eu având vreun metru și jumătate, m-a luat pe sus de acolo, de la camera de gardă, împreună cu domn polițist, m-a aruncat pe scări afară din camera de gardă, de la primiri urgențe, da, și m-a dat afară. Deci m-a aruncat efectiv din această incintă. A obligat pe soțul meu să iasă din clădire. Soțul încerca să facă manevrele de a se îndepărta. Acolo nu este iluminat public, deși să vorbim despre o instituție publică. Așa. La întuneric a venit în spatele meu, 2 metri și jumătate. Când l-am simțit că este cald la spate, m-am întors, m-a luat de cap și uite așa mi-a făcut. M-a băgat cu capul în pantalonii lui așa cum sunt. Am strigat viol, pentru că era miezul nopții, eu sunt o femeie, în fața unui bărbat, o namilă de om de 2 metri și jumătate. Am strigat viol pentru că la 20 de metri se afla un echipaj de poliție venit pentru o altă speță. Unul dintre ei care mă dăduse deja afară luându-mă în brațe și aruncându-mă pe scări. Și știți ce au făcut acei polițiști? Ce? Râdeau. Deci o femeie în România la ora 12 la întuneric strigă viol și poliția râde. Aș vrea și eu să știu dacă ministrul de interne s-a autosesizat și a făcut o anchetă internă, cine au fost acei domni. Sunt prezenți pe video-urile în care mă aruncă. Rămâi cu noi, Maria. Luis Lazarus, până se autosesizează Bode sau nu se autosesizează, înțeleg că să spun că am vorbit eu cu ministrul astăzi. Ai vorbit tu cu ministrul Bode? Da. L-am sunat, era în ședința de guvern. Dar înțeleg că s-a întâmplat și un 112 înainte să vorbești. Asta cu 112 a fost sâmbătă. Bun. Am mai fost odată sâmbătă și am încercat să intrăm în spital să vedem pacientul, despre care nu se știa nimic. Nu ne-au lăsat, motiv pentru care am chemat 112. Da, a venit 112. De viol și la 112 sau nu? Nu, pentru că nu se întâmpla atunci. Treaba cu tentativa de viol s-a petrecut joi seara. Ok. Deci are o derulare evenimentul ăsta. Face săptămâna mâine, da? Da. Bun, și ai vorbit cu domnul Bode astăzi. Și era în ședința de guvern și am vorbit prin mesaje. Și i-am explicat că ne aflăm la spitalul nou Bagdasar, Obregi, mă rog, și că nu suntem lăsați să vedem un pacient care este internat cu forța. În acel moment, domnul Bode mi-a spus că o să verifice și i-am explicat care este, de fapt, implicarea lui în această poveste. Anume că, în seara respectivă, de joi, a fost dat afară Amalia de către un polițist. Ori întrebarea care rămâne în suspans este exact următoarea. Cum adică te duci ca persoană fizică într-un spital și ai o relație cu o persoană care urmează să fie internată, care țipă după tine, persoana aia? Nu vreau să mă internez, nu vreau să mă internez. Și poliția ce face? Te dă afară din spital. Cum vine treaba asta? În baza a ce? A legitimat-o pe Amalia Belantoni să vadă
ce relație are cu împricinatul care urma să fie internat. De pasivitate și de complicitatea politică. Eu nu înțeleg Ionel povestea aia cu strigatul Amaliei în miezul nopții cu un echipaj de poliție lângă ea. Bă, dacă auzi o femeie urlând pe stradă viol, și da, dacă te duci acolo, te sesizezi. Bă, exagerează, e adevărat. Da. Îl iei pe ăla la întrebări. Bă, ce gesturi faci tu aici? Da. Era întuneric, că nu e un bec aprins acolo. În afară de hohotelelor de râs, înțeleg de la Maria. Au făcut ceva, au venit polițiștii. I-am spus domnului Bodea asta și a zis că o să verifice. Probabil că declanșează o anchetă internă. Să vadă cine a fost cel care a fost în seara de joi și cu ce speță la spitalul nou și care a dat-o afară pe Amalia Belantoni din spital, după care când ea striga viol, el râdea. Pe scurt. Luiz, de cine aparține spitalul ăsta? Ministerul Sănătății direct sau ce? Cine e șeful? Ministerul Sănătății. Și eu știu tot de Ministerul Sănătății. Și am vrut să sun pe Rafila, da? Exact, când am vrut să sun pe Rafila, exact în momentul ăla, că eu avertizam că urmează, după ce l-a sunat pe Bode, urmează să-l sun pe Rafila. Imediat au apărut bodyguards-ii și ne-au chemat în incintă. Și am intrat în incintă pe contul meu, lui Lazaru Zeus TV. E tot live-ul cu intrarea în incintă. Mai există bodyguard-ul ăla pe care îl reclamă Amalia? Nu l-am mai văzut. L-ai mai văzut, Amalia? Că tu-l știi. Pe bodyguard-ul ăla. Nu, pentru că nu ni s-a permis accesul și cei care erau acolo, așa cum bine ați văzut, erau fără uniformă foarte mulți dintre ei care făceau diverse roluri în această acțiune noastră. Aveau roluri, de pseudo-internați, de trecători, și alții, alții care tot așa ați văzut. Deci, Amalia, bref, ce vreau eu să rezum? Da. Unu, un cetățean este are o criză de epilepsie, este luat și dus la Colentina. La Colentina, din vari motive, este de la Colentina, este luat și dus la nouă. O prietenă de-a lui constată această inadvertență, se duce după el și constată că relația de prietenie nu e echivalentă și cu cea de aparținător? Da. Adică, dar relația de prietenie e bazată pe faptul că cetățeanul stătea la Amalia acasă. Sunt de acord cu tine. În loc să stea cu părinții lui. De vedere legal, faptul că noi doi suntem prieteni nu înseamnă că eu pot să vin să te scot sau să te internez pe tine. Strict legal. Nu înseamnă. Dar înseamnă că tu, ca prieten al meu, poți să vii să întrebi care e soarta mea. Asta, fără discuție. Chiar nu e, nici, nu e interzis. El are o afecțiune psihiatrică în afară de această chestiune de epilepsie, Amalia. Asta e afecțiune neurologică, în primul rând. Mare vreo afecțiune psihiatrică? Nu, este epileptic. Victor, ce vreau să spun în acest moment? Dar stai puțin. Stai un pic. L-au băgat în spital. Deci noi de 10 ani n-am auzit. Amalia, stai un pic. L-au băgat în spital, fără voia lui, el strigând că nu vrea să se interneze. I-au luat telefonul. Nu se știe ce medicamentație i-a fost atribuită, dată, administrată. Și de o săptămână n-a știut nimeni nimic de el. Adică asta e absurd. Eu cu tine sunt obișnuit și avem amândoi publicat pe Facebook lucrul ăsta în care l-au băgat pe șomerul la fel împotriva voinței lui pe Vlad Constantin, ca să spune faimosul denunțător al faimosului procuror Portocală. Denunțătorul Portocală, ca să închidă gura, nemernicul de director din perioada aia. Eu spun nemernic pentru că am văzut fișa de internare a lui șomeru, dar fiind un document. Da, și eu nu mi-a voie să vorbesc despre ea, să știi. Da, știu. Da? Și pot să vorbesc public. L-au internat, dragi telespectatori, l-au luat de pe stradă nevinovat și l-au internat, și dacă nu era Victor cu mine, rămânea acolo. L-au internat printr-un ordin al procuraturii. Printr-un ordin, mi se pare chiar judecătorii sau ceva chiar de genul. Da, așa, așa. Da, nu. Medicii aceia golani l-au internat, iar diagnosticul la ieșirea lui șomeru, pe care l-am pozat în ăsta și vi-l poate prezenta oricând șomeru, da, și mi-a spus că pot să vorbesc despre el, n-am spus-o niciodată, a fost stres la arest. Că l-a arestat sără cu 3 ani înainte și șomerul să se stresa. Vă dați seama ce bătaie de joc în acest spital? Da. Iar faptul ceea ce spune Luiza acum și... Dar stai un pic, dar șoberul măcar era o miză, Gelu, da? Da. Era omul care care denunța cel mai cântecem procuror al DNA. Omul ăsta de 36 de ani de mâncă la Mania. Altceva vreau să spun, acolo și a spus, este o miză. Sunt niște medici. Este o miză, Victor. Acolo sunt niște medici parese care sunt niște killeri.
Adică... Hai, mă, nu, stai un pic. Păi nu, da, Victore, păi dar știi că cu Șomerul erau scuzări. Deci pe Șomerul, dacă nu îl scoteam noi doi, Victore, nu știu dacă mai ieșeam. Tu l-ai scos, am dat în direct. Păi lasă că dacă nu vedeți cu camerele să sperie ăia de, că și eu eram întremura chiloții. Da, Gelu, să știi că mai am un caz, o doamnă care a venit la noi acolo când aveam live. E salvatorul tuturor? Deci, da, e unul care se implică, bravo lui. Care a ieșit din spital când noi dădeam live și a venit la noi și a spus așa: am o fată de 30 de ani care are sindrom borderline și care, al minteri, e foarte ok, are fata servici, tot treabă rost. A dus-o acolo la spital, două zile n-a putut să o vadă, mama ei, atenție, n-a putut să o vadă, abia a reușit să vorbească cu ea la telefon și acum ieșea din spital după 48 de ore de la internare. Păi pe Șomerul nu l-au băgat cu gratii la etajul 4, nu știi că era cu gratii. Și a găsit-o plină de vânătăi și beata femeie plângea. Știe și e pe telefonul meu. Sper că s-a uitat, deci, domnul Rafina, la televizor. Este telefonul meu, oficial a statului român. Breaking news. Aici nu au lanțurile, aici sunt lăcățile, ne legăm de poarta lor și să facă dreptate. În timp ce omenirea pare să o fi luat o razna, în România se petrec niște lucruri absolut inimaginabile pentru anul în care trăim. Un ministru important al Guvernului României, cel al Agriculturii, a fost executat de DNA după ce a refuzat să deschidă rezervele de stat pentru străini. Colegul meu, Costi Soares, știe ce s-a întâmplat. Bună seara, Costi! Victor, bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor. Este o situație extrem de încurcată cu rezervele de stat despre care vorbeai. După ce în urmă cu câteva săptămâni aflam că România are la rezerva de stat suficientă cantitate de ulei, iată că s-a întâmplat această situație cu ministrul Agriculturii Adrian Chesnuiu, a cărui imunitate a fost ridicată, sau cel puțin există acea cerere în Parlament venită de la DNA. Dar ce spun sursele politice? Cum s-a ajuns în această situație? Tocmai din cauza acestor resurse ale României. Se pare că s-au făcut presiuni indirect, de la nivel înalt, chiar de la Cotroceni, ca România să mai elibereze din rezervele de stat, rezerve de ulei și de cereale, către, atenție, Germania. Acolo ar fi existat o solicitare în acest sens, solicitare căreia nu i-a dat curs Adrian Chesnoiu, și ar fi ajuns în situația să fie cercetat de DNA. Dar nu este singura suspiciune în acest caz, Victor. Vorbim și despre situația critică din porturile Sulina și Constanța. Știm că acolo este un haos total, o harababură incredibilă și nu se știe ale cui sunt cerealele care ajung. Sunt ale Ucrainei, ale Rusiei, către ce țări merg. Știm că sunt porturi blocate. Ei bine, și în acest caz Adrian Chesnoiu ar avea o implicare, i s-ar fi solicitat o intervenție pe care a refuzat-o și iată, în acest moment vorbim despre un dosar penal și o urmărire penală solicitată chiar de către Direcția Națională Anticorupție. Mulțumesc mult, Coste, și obținut în cele din urmă prin votul quasi unanim al parlamentarilor. Sorin Roșca Stănescu, în ziua în care Chesnoiu... ne-a picat Sorin Roșca Stănescu, așa că mă întorc la gelul. Telecomunicațiile, domnul și domnul, pe vreme de război.
Nu că pe vreme de pace ar merge mai bine. Gelu, primul care a avansat ipoteza asta a fost George Simion, chiar în seara cu pricina. Și el a spus-o răspicat în emisiunea asta, Chiesnoiu a picat victimă pentru că n-a vrut să facă jocurile marilor trader de cereale din porturile României. Inițial, mă rog, am luat-o cu titlul de inventar, cunoaștem și afirmațiile bombastice ale lui George Simion, cunoaștem și modul în care să cațără, cu destul talent, aș putea spune, pe evenimentele politice în desfășurare. Numai că între timp, dincolo de spusele lui Simion, pe care nu le-a contestat nimeni public, au început să apară informații. Și au început să apară informații că asupra lui Chiesnoiu s-au făcut presiuni uriașe atât de la Cotroceni, cât și din interiorul propriului partid, să elibereze niște unde de lemn, ca să-i zic așa, și niște grâne din rezerva de stat a României, aia cu care ne lăudam că putem să trecem anul și războiul, către țara vecină și prietenă Germania. Și că omul, din vari motive, îmi place să sper că din conștiință, a refuzat. Și că de asemenea s-au solicitat niște intervenții în porturile pe care le-a nominalizat Costi Soare, tot în favoarea unor trader de bine, ca să iasă mai repede niște cantități mari de grâne provenite auba din Ucraina, dar care aveau destinație certă același stat pe care l-am menționat mai sus. Cert e că după două refuzuri, zic sursele noastre politice, a venit și l-a luat miliția pe aranjare de concursuri. A, tu știi foarte bine și știi... Părea monitorizat de mult. Și că... știi cel mai bine că îl cunosc bine pe Chiesnoiu. Știu, chiar ți-am povestit despre el. Întreb. Am și vorbit cu el. De... E una peste alta, eu sunt total convins că omul e nevinovat. Adică, ca când toți ăștia se bat în momentul ăsta, cum să-și pună oamenii pe toate direcțiile. Bun. Da, și okay. Madama aia, nu, care întrebarea e dacă madama aia care l-a înregistrat, că e una care l-a înregistrat. Da, o femeie l-a înregistrat. Da, o femeie l-a înregistrat. Bun, spuseră numele astăzi, dar uite-ai. Îți jur că uite-ai că spuse și în pauză. Asta e, da? Eu te întreb dacă Chiesnoiu era amabil cu solicitările primite. Nu, Chiesnoiu nu era amabil cu multă lume. Chiesnoiu a început să nu mai fie amabil cu multă lume din momentul în care a început să facă treabă la minister. Pe toți, de altfel, ne-a întrebat și mulți l-au cu Paul susțină. Stănescu? Cu nimeni. Nu mai era amabil. Păi, înțeleg că totuși el e crescut și nominalizat sub culpana protectoare în momentul în care deranjez, a domnului Nea Paul Stănescu. Ca să nu, în momentul în care, domnul Ciutacu, în momentul în care deranjez marea cooperativă... Dispare și protectorul. Marea cooperativă care este unica în lanțul C. Trofic. În lanțul trofic. Da, și cooperativa respectivă spune, domne, noi stabilim prețurile, noi spunem cine bagă în lanțul ăsta, care e format din două, că sunt două lanțuri cu un proprietar. Nemțești. Putu-i ce aramății. Scuzați, uită. Dar și mei telespectatorii. N-ați auzit nimic. Deci, Gelu a deranjat lanțurile de magazine, a deranjat... Și eu alături de parte. Da, am deranjat... eu deranjez, dar îmi cer scuze. A deranjat programul Tomata, a deranjat cerealele. Dacă a deranjat și asta este grav de tot, grav. Aia cu rezerva de asta stat e groasă. Rezerva de stat, că aici e groasă și a deranjat lume grea. Și atunci, să știi că el avea în ultima vreme și un picuț de... Își luase viteză? Îi se umflase capul, cum da, se zice? Da, un picuț îi se umflase în sensul că a zis, domne, fermierii l-apreciau, legumitorii l-apreciau, a prelungit programul Tomata. Băi, a făcut numai lucruri bune, da? Și pentru acest motiv a fost executat. Și apropo de chestiunea asta, această aroganță de a face și lucruri închid bune, Victor, nu? Eu am mai spus aseară, atrag atenția cooperativei minunate, că știm cine conduce păi cele... Păi parcă ești Iohannis, știi cine. Păi nu, că știm cine e. Așa. Aia cu, tu știi Iohannis, știi numai... Aia cu Nea. Așa. Aia cu domnul Nea Paul? Nu, vorbesc de Nea Paul, nu-l cunosc. Îl cunosc pe om, adică nu. Îl cunosc pe Pahonțu, îi cunosc pe toți. Doamne, apărăși. Da. Doamnelor, a deranjat cooperativa asta, e concluzia. Ce relații, da. Sta să vedeți a deranjat cooperativa. Da. Al patriei, care, din nefericire pentru el, a picat în mâinile brațului lung al legii Breaking News. A sunat un Paul. Capturarea prințului fugar într-o cafenea din Paris îi dă fior și președintelui Băsescu. Ce secrete știe prințul Paul, ne spune colega mea, Georgiana Murgilă. Bună seara, Georgiana.
Bună seara, Victor, bună seara, doamnelor și domnilor. Da, multe secrete pare să știe Paul al României, având în vedere că știm că este destul de apropiat de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta, din urmă, i-a botezat copilul și nu numai, pentru că știm și un alt personaj care a fost în apropierea președintelui Traian Băsescu și în apropierea lui Paul al României, Nela Ignatenko, fostă Păvăloiu, cea care și a fost prinsă în Belgia și care pare să își dorească să negocieze pentru libertate. La fel se întâmplă și în cazul lui Paul al României. Din informațiile noastre, acesta astăzi a făcut un contract cu o mare casă de avocatură, vorbind despre niște avocați americani care ar fi venit cu o strategie bombă pentru a-l scăpa pe Paul al României de extrădare. Aceștia au de gând să cheme martori din România, doamnelor și domnilor, pentru a-l susține pe Paul al României în procesul de extrădare care stă să înceapă. Are de gând să cheme martori care să susțină faptul că ar fi acuzat pe nedrept, condamnat pe nedrept, încercând astfel să rămână în Franța cu două variante. Fie să scape de condamnarea de aici, fie să execute această condamnare acolo. Vă reamintesc, Paul al României a fost prins în fața unei cafenele. Timp de o lună de zile, doamnelor și domnilor, a mers să bea cafeaua acolo la Paris, la același local. A atras atenția tuturor pentru că purta mască, deși nu mai era obligatorie masca în spațiul liber și nici în interiorul cafenelelor. Vom vedea ce va spune Paul al României, pentru că cu siguranță mulți oameni se tem de informațiile pe care le deține. Mulțumesc mult. Vezi, lui se ștreceau că masca protejează. Uite că pare că dăunează. Eu cred că l-au văzut în momentul în care bea cafeaua și scotea masca, știi? Așa, adică apărea cu masca și după... Nu l-a executat nimeni pe Băsescu și să-l dea în primire și să-i dea fatala taman cu mătru sub Paul? Eu țin minte scenele emoționante în care, după ce au botezat copilul, s-a dus Nea Traian cu doamna Maria și a dus căluțul de lemn lui Micu Prinț. Da. Adică, era totul extraordinar. Bine, cred că Gelu știe mai bine decât chiar mine. Nu știu subiectul ăsta. N-ai participat la cuvântul. Eu știu că rețeaua... Dar eu nu știu ce business-uri a făcut Paul de România, în afară de retroceda, tot cererea. Păi eu îți spun un business pe care nu l-a mai făcut și după care s-a strâns relația cu Băsescu. Paul de România a avut cerere de retrocedare și pe bună dreptate, dacă mă întreb pe mine, pentru actualul sediu al Partidului Național Liberal din strada Modrogan, la vremea respectivă sediu Partidului Democrat Liberal. Deranjant. După o discuție contundentă cu primarul general Capitalei de la vremea respectivă, Traian Băsescu, și șef al Partidului Democrat în momentul respectiv, s-au împrietenit. Paul și-a dat seama că a greșit, și-a retras cererea de retrocedare și ulterior au devenit o mare și fericită familie. Da. Ar putea ști ceva care să te întreb? Cum să nu știe? Știu o groază de chestii, au făcut o groază de business-uri împreună. Paul cu Băsescu? Da. Uite, o să vezi. Poate face ca debriefing-ul ăla pe care l-a făcut Udrea în Costa Rica cu FBI-ul. A, deci să zici că ține ăștia pe Paul cât să se spargă în anchetă și să-l dea până la Traian? Păi, altfel, nu vezi că e un interes general... Nu prea ai ajutat astăzi Elenei, văd. Nu prea ai ajutat. Da, lui Elena nu i-a folosit. Adică face cu americanii, dar văd că nu i-a ajutat deloc. Nu i-a ajutat, da. Păi dar nu s-a ținut de ani de zile, ani de zile de când cu Costa Rica și s-a întors în țară. Aia 2019. Și asta liniștită. Cum a fost? Auzi, tu stai liniștit că dai un proces pe rol la înalta curte? Nu, dar ea s-a simțit protejată până în ziua în care a fugit din țară, mă. Și și-a luat 6 ani, jumătate. Normal, da. Mare protecție. Ideea este că la un moment dat s-a ridicat protecția. De dar ce? Noi nu știm chestia asta, dar cu Năstase cum s-a întâmplat? Năstase a fost Dumnezeu României, nu? În anii 2000-2004. Până când și până când a venit Băse și a ridicat protecția. Acum Băse a fost Dumnezeu României, nu 10 ani. Acum i s-a ridicat protecția. Și tamam prins. Știi cine urmează? Vrei să spun cine urmează? Iohannis. O să vezi când începe. O să vezi când, după ce termină mandatul. Păi la Băsescu a început înainte de final. Deci e adevărat, păi pe final întotdeauna, ultimul an nu mai e relevant. Îți spun pentru tine și pentru telespectatorii. Stai, Victorie, secunde. Dă, trebuie să o apăr pe Elena, acum în 20 de secunde. Acum am primit, nu a făcut niciun întâlnire. N-a fost în Costa Rica nicio întâlnire cu niciun FBI. Hai, mă! Acestea fiind spuse, breaking news în domeniul sanitar, doamnelor și domnilor. Noi cazuri de variola maimuței în România. Colega mea Bianca Chivu vine cu absolut toate detaliile momentului. Bună seara de nou, Bianca.
Bună seara din nou, Victor, bun găsit tuturor. Încă două cazuri au fost confirmate astăzi. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 42 de ani. Ambii sunt din capitală, au o stare de sănătate bună, se află în izolare la domiciliu. Atenție, pentru că unul dintre bărbații confirmați astăzi este contact direct cu un alt pacient diagnosticat cu variola maimuței. În momentul de față avem 11 cazuri la nivel național. Toate cazurile au fost confirmate, înregistrate în capitală. Cei mai mulți dintre pacienți se află în izolare la domiciliu, însă avem și pacienți care se află în spital. Iată că am ajuns la 11 cazuri, cu alte două cazuri confirmate astăzi. Mulțumesc mult, Bianca, dacă aș fi răutăcios să-și întreba de ce-s numai bărbați, dar n-am timp pentru că trebuie să trec la scandalul imens provocat după ce o cunoscută jucătoare de tenis a recunoscut public că mai mulți sportivi au ascuns faptul că sunt bolnavi de coronavirus și au participat la competiții, deși erau infectați. Una dintre competiții se numește absolut întâmplător turneul de mare șlem de la Roland Garros. Haideți să vedem declarațiile sportivei. Tout le monde a eu le Covid sans savoir à un moment donné. Bah, quand on voit que Krejcikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade, à un moment donné, on a peut-être tout eu la grippe ou le truc, mais le truc c'est que voilà, on a trois symptômes, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Domnilor și domnilor, tenismena care vorbește se numește Alize Cornet și are prost obicei să o bată pe Simona Halep unde o prinde. Adică nu e chiar ultima găină din aprozar. Și vreau să mă întorc la ticăloșia, la mizeria, la manipularea. Spuneți-i noastră cum vreți, a speciei astea bizare de creaturi numite rezist, care dacă vă aduceți aminte au făcut un circ care a inflamat o planetă întreagă. Când unul Djokovic, la momentul respectiv numărul 1 mondial, a fost expulzat în Australia, sănătos fiind, să nu cumva să infecteze psihic Australian Open. Turneul din același an de la Roland Garros s-a desfășurat cu un focar și o recunoaște o jucătoare extrem de importantă. Și a zis că jucătorii, și bănuiesc că nu de capul lor, au făcut la momentul respectiv lui Lazarus o înțelegere tacită să-și tragă mucii, să țătrască pe teren, care nu mai poate să abandoneze, numai să nu se pericliteze de desfășurarea turneului. Iar Franța era țara care cerea lui Djokovic să se vaccineze dacă vrea să calce la turneul ăla unde toți erau copți. Păi și ai vreo nedumerire? Au fost mai multe faze. Faza 1 era aceea în care toată lumea spunea te vaccinezi, nu mai pățești nimic, gata, nu mai iei, ești da, după aia, după aia te după care și au început dai. Să lase așa. De la ei și să spună da. Ok, chiar dacă ești vaccinat o să iei. Dar vaccinații nu mai erau testați. Și acum, ăia nevaccinații erau paria și ăia vaccinații erau minunați. Întâmplarea făcea în mod ciudat bă, că ăia nevaccinații erau sănătoși și ăia vaccinații erau bolnavi. Pe sârb l-au testat putea... australienii, să ne înțelegem foarte l-au bine. L-au testat și n-avea nimic. Și l-au gonit sănătos. Da, l-au gonit pentru sănătos, că a încălcat regulile în timp și ce pe cei vaccinați nu-i mai testau pentru că erau vaccinați și că vaccinații nu l-au. Până când s-au lămurit că iau. Dumne, da, deci este asta o e o aiureală și dumne, o discriminare este o mărturisire îngrozitoare, domnul Ionaș. Este îngrozitoare. Deci lumea stătea în case. Să jucau meciuri cu sau fără spectatori. Era nebunie. Dacă ți aduce aminte, i-a trimis pe unii acasă la 10 seara. Că a zis că după 10 umblă virusul și la ei ca la noi. Iar ei erau copți toți. Din păcate ce s-a întâmplat la Australian Open cu Novak Djokovic a fost politică. Da. Premierul australian de la momentul de atunci a sperat că așa va reuși să câștige simpatia publicului. N-a câștigat-o, a pierdut-o, era de așteptat, a pierdut alegerile. Din păcate și Franța inițial ministrul sportului anunțase că nu e nicio problemă, da, apoi a schimbat pentru că era probabil o care presiune. Care și-a pierdut alegerile, a bătut o femeie a de serviciu. O doamnă din partidul doamnei Le Pen, da. La distanță destul de mare. Ei atunci evident că presiunea din partea da, eu nu mă refer politică. Numai la cazul Djokovic, domnul Ionaș. Pentru că a fost mascarada aia generalizată în care toți izolați vă faceți, păi stai puțin, și revine. Aia cârcăia virusul în ei. Eu ce te gândea că era să fii atent că revine. Păi aud că revine. Revine.
Domnul Fifor, vreau să-ți dau o știre în premieră? Dă-mi-o. Șoșolina s-a întâlnit cu domnul profesor... Șoșolina a fost aparlamentară și actriță în filmul de mare... Șoșoacă, s-a întâlnit cu Adrian Străinu Cercel, cu domnul profesor. Diana Șoșoacă și cu Adrian Cercel. Pe culoarele senatului. Și i-a spus așa, am 45 de oameni cu COVID internați. Da, sunt la... Și vine valul 6. A zis Străinu că vine valul 6. I-a spus ei și ea mi-a spus mie. Că Rafila vine tot acolo și a zis că nu vine valul 6. Iată că așa susține Străinu Cercel acum. Domnul Fifor, toată povestea asta, în toată conjurația asta, în toată nebunia asta, în care, repet, s-au oprit industrii, oamenii au fost terorizați psihic, fizic, în toate modurile, afli că, la un moment dat, pentru că trebuiau să facă foarte mulți bani, niște bogați au decis, bă, ciocumic, că speriem peștii. Și viața a mers înainte, și competiția sportivă, și banii. Da, din păcate, știți, în perioadele astea de crize, unii fac foarte, foarte mulți bani și niciodată nu-i afli și niciodată nu-i dovedești și viața își urmează cursul. Acum rămâne de văzut, e foarte interesant dacă pe toamnă ne întoarcem la pandemie, la un dar e foarte interesant și dacă pe doamnă o întreabă vreo autoritate a statului, oricare ar fi el, dacă poți să depună mărturia asta și în scris. Că era cu zădărnicirea combaterii bolilor, că și la ei era. Rămâne de văzut. Noi știm toți că în pandemia asta, cel puțin în România, s-a întâmplat o groază de nenorociri și pentru care despre care nimeni nu mai vorbește în momentul de față. Eu mă încăpățână să o fac în continuare Breaking News. În timp ce mulți dintre români se gândesc zilele astea cum să strângă cureaua, sunt și unii pe care creșterea prețurilor pare să nu-i fie afectat, la fel ca și pe bogăția de la Roland Garros, și se distrează pe bani mulți în vacanțe, ceea ce mi se pare perfect justificat. Hai să-i vedem pe câțiva. Vreme bună, frumos, e și lume bună și mă bucur că a început vara. Eu, de exemplu, într-un weekend minim la mare cheltuiesc cam 30 de milioane. Pe cam ce așa. Se duc cei mai mulți bani? Casa, masă, distracții? Sau? Cam așa, pe distracții. Deși mulți români își drămuiesc tot anul banii pentru un sejur la malul mării, litoralul pare stăpânit de șmecherii cu bani. Nu o să te promenezi cu dungi de la el? Ba da, am fost la solar mai întâi. Chiloței cu ștrasuri. Sunt achiziție nouă pentru mamaia? Nu, sunt din vechi. Te potrivesc, da, dau bine. Nu m-am dat pentru protecție și acum mă dau și pentru bronză, așa un pic. Trebuie să fac și dau bine în peisaj. Păi uite briza asta, nu vezi și fele cum adie vântul. Acest fenomen se petrece din cauza că beizadelele își permit să meargă la mare oricând și să stea cât vor. Dar și din cauza faptului că șmecherul nu ar fi șmecher dacă nu ar face zgomot și nu ar repata cu sclipiciul mașinilor. De plajă, nu se știe ce a fost mai întâi, mașina scumpă sau sirena atașată, care aproape nu mai are nimic de ascuns. Iar la polul opus, în românii care își văd drumul muncii pe nimic pentru a face rost de câțiva lei în vederea supraviețuirii. Vedem acum un reportaj emoționant despre viața reală din România. Să înșepe tu în susandule? La cap. De la cap să înșepe? Depinde și la piciorul din spate. Aha.
se poate începe. Eu mi-e place de la cap să le încep și cobor în avale încet. Da, da, da. Cu tot, știți? No, să vedem. Uitați. Și farfecile cum să sunt sandule, să le spunem oamenilor care... Uitați, cam așa. Să se poate și așa, cum lindă mâna la om. Cum lindă mâna. Da, da, da. Mie îmi place să cam așa. Da, da, da. Și uitați, mai așa și până la cobor, trebuie să am văzut că în ultima vreme au mai început să apară mașini din astea, da, 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 electrice, cum se spune, la curent. Da, tu nu, mai nu ai bucat, cumpărat, da. Sandule? Eu n-am cumpărat, am prieteni care vin și fac cu iarna și eu nu. N-am cumpărat încă farfecă. Iar cu luna, Sandule, ce faci? O dăm la cineva, vine după aia pentru un leu. A, e de pentru subvenție. Cu un leu kilogramul? Da. Cu un leu și destul. Cum se spune, e pomană. Da, păi pomană goală, sigur. Atât ai tăi. Păi, nu se merită vorba aia nici aia, s-o tunzi numai că trebuie să o tunzi. Trebuie tunzi, așa... că dacă ar fi, n-ar tunge nimeni, nici nu s-ar gândi să le tungă. Că trebuie să dai un 4 lei la om care o tunge. 4 lei pe oie? Da, da. Și mâncare, băutură și na, mâncare bună, nu-i poate rușine. Sau și băutură și tot ce trebuie. Viața în alb și negru, deși a dracu de grie. Luis Lazarus, mâine protest împotriva creșterilor aberante de prețuri la carburanți, la cât, unde? Da, mâine vom fi la început cu ora 17 în Piața Victoriei, în fața guvernului, pentru că nu e așa, guvernul e cel care trebuie să rezolve această problemă, nu Parlamentul și nici Iohannis. Guvernul trebuie să dea... motorizat sau pe talpă, ca să zic? Și, și. Deci o să fie și atelaje, ca să zic așa? Da, o să fie, din câte știu eu, și vă oameni cu... să blocați traficul în București la ora aia? Nu, ne-am propus să blocăm nimic. Ideea e că domnul Ciucă, dânsul, al nu prea e la Ciucă al nostru sau al altora, nu-mi dau seama al cui e, nu prea e pe fază el cum e cu rafinarea petrolului, cine unde, cum, cine, cine scoate motorina. El e un pic pierdut în spațiu și trebuie să-i atragem atenție. Să explicați mâine și aștept și consecințele. De la Plenița. Mulțumesc mult, domnilor și domnilor, că ați fost alături de noi și în această seară și vă las cu Marius Niță. În seara asta nu mai am de făcut declarații de dragoste către nevastă, îi le fac direct acasă. Te las pe tine, Marius, poate te bagi tu. Bună seara! Mă rezum în a vă spune bună seara, vă aștept la ediția specială a știrilor cu noi imagini de coșmar de la accidentul cumplit cu 11 victime. Răniții scoși din mașini se vaită întinși pe asfalt, elicopterul a aterizat în mijlocul șoselei. Avem și imaginile simbol ale secetei, un lac uriaș a secat. Un cântăresc celebru a fost audiat de poliție după un scandal la concert și amenințare teroristă fără precedent în România. Detaliile la Jurnal, când venim și cu anunțul lui Iohannis privind decizie istorică pentru țara noastră. Vedeți și tragedia fetelor înecate după ce au dat bacalaureatul și mai venim cu detalii despre ziua marelui protest. Este mobilizare națională. Vă aștept și cu restul știrilor imediat.